Românii sunt sedentarii Europei, doar 2% dintre cetățeni practică un sport cu regularitate. Peste jumătate dintre români nu merg la sală, iar 60% dintre ei nu au făcut nici măcar o dată sport în viață. Așa se explică de altfel și de ce aproape 6 din 10 români sunt supraponderali. Vorba din popor, gras și sănătos este una falsă. Medicii avertizează că obezitatea provoacă afecțiuni grave, iar până la infarct nu mai este decât un pas. Și acum ce fac? Stau puțin? Stai liniștită. Ok. Gata. Sportul este un stil de viață pentru prea puțin români. Marian Baban este fost vicecampion mondial la caiac canoe, iar acum încearcă să convingă cât mai mulți oameni să facă mișcare. Lucrăm și cu adulții, cu oameni care vor să facă mișcare în aer liber. Încercăm să mărim comunitatea de caiaciști amatori și profesioniști, ca să ducem o viață sănătoasă, plină de beneficii. Ultimul raport al Comisiei Europene arată că doar 2% dintre români fac sport zilnic sau de 2-3 ori pe săptămână. Eu n-aș putea să funcționez fără mișcare. De 2-3 ori pe săptămână, cum îmi permite timpul. Și sală, și pe munte, bicicletă, mai multe. Sunt rare astfel de cazuri. 58% dintre cetățeni nu merg la sală, iar 22% spun că, deși nu practică niciun sport, fac plimbări lungi sau alergă în parc. Mă simt foarte bine, de-aia și vin. Pentru natură, ne încărcăm cu natura, cu mișcarea. Alexander Florescu este instructor și spune că în timpul epidemiei de coronavirus s-au îngroșat rândurile celor sedentari. Lucrez foarte mult cu copii, după cum bine știți, gradul de obezitate la copii este acum de 40% și ocupăm locul întâi în Europa. Iar obezitatea provoacă boli grave. Bolile cardiovasculare sunt pe primul loc. Este o problemă de percepție. Practic, populația din România nu percepe în acest moment obezitatea, sedentarismul și dezechilibrele alimentare ca fiind elemente care țin de factor de risc. Sunt percepute ca elemente care țin de bunul trai. Spre deosebire de români, ceilalți europeni sunt mai activi. 38% fac sport cel puțin o dată pe săptămână.